Când e vorba de minerale, de șantionă de minerale din România, raritatea este un cuvânt cheie. Cele mai multe minerale sau roci au fost exploatate de-a lungul timpului pentru utilitatea lor, dar mai târziu și pentru calitățile pe care le-au. Când e vorba de minerale, de șantionă de minerale din România, raritatea este un cuvânt cheie, pentru că, practic, în țara noastră, în momentul de față, toate minele sunt închise și astfel de șantioane, în momentul de față, nu mai pot fi scoase din adâncurile subterane a Pământului. Și atunci, ele sunt foarte rare. Când sunt foarte rare, sunt foarte scumpe, sunt prețioase. Nu se mai poate extrage niciun astfel de șantion, astfel că tot ce încă mai este pe piață este prețios, rar, unic, de colecție. Există și în România o piață în creștere de vânzare de astfel de șantioane și bineînțeles că există cerere pe piață de colecționare. Sunt foarte mulți oameni, sunt particulari, oameni cu, de asemenea, cu imaginație, cu apropiere de mister, care încearcă proprietățile mineralului pe care le cumpără, dintre proprietățile pe care le apreciază cumpărătorii. De la culoare, frumusețea lor, bineînțeles, la o primă vedere, forma pe care o au diverse minerale, culoarea care este, bineînțeles, naturală, omul nu intervine în culoarea pe care o au mineralele, și alte proprietăți, de genul, eu știu, reflexia luminii, refracția luminii prin interiorul lor, sunt unele cu șantioane cu proprietăți magnetice, altele pot să, eu știu, degaje diversi ioni, pot să-și aleagă diverse realități, cum ar fi cele de stibină, care sunt unice. Stibina din România, din nordul din Maramureș, este tipică pentru această provincie metalogenetică. Nu se mai întâlnește nicăieri în lume. Deci când ai un astfel de eșantion, poți să fii sigur că nu mai l-are poate nimeni. Cele mai interesante sunt cele care au combinații diferite de minerale, de gen cuarț, pirită, calcopirită și alte tipuri de sulfuri. Sunt cele care au cristale foarte mari de cuarț, deci cristale piramidale de cuarț sunt de asemenea extraordinare. Dimensiunea uneori a eșantionilor este impresionantă și când ai un eșantion de dimensiuni mari, într-adevăr, e ceva flagrant, ceva foarte frumos. Cele mai multe eșantioane de minerale pe care le avem în cadrul muzeilor sau în cadrul unor astfel de expoziții provin din mine, din adâncul Pământului. Minele sunt create de om pentru a extrage diverse substanțe minerale utile, diverse roci și minerale, concentrate în minereuri, care pot să producă metale sau nemetale utilizabile în activitățile umane. Ce avem noi aici? Sunt foarte multe șantioane din zona de nord al României, din zona Baia Mare, o zonă cu un bogat potențial mineralogic și cu exploatări foarte vechi. Sunt documentate acolo exploatări de mii de ani. De asemenea și din zona munților Apuseni sunt foarte multe șantioane scoase. Când e să vorbim de astfel de șantioane, ar trebui să le păstrăm în condiții lipsite de umiditate, nu cu temperaturi foarte crescute. Bineînțeles, nu trebuie să le supunem unor șocuri mecanice și, în același timp, trebuie protejate de praf.